O vorbă veche din popor zice că poți să fii frumos cât 10, dacă n-ai talent, ești rece. Astăzi avem doi invitați frumoși și talentați și un prezentator fierbinte, Mihai Bobonete! Bună seara, bună seara! Bine ați venit la Pe Bune, o ediție extraordinară astăzi, pentru că am invitați doi prieteni foarte dragi mie, pe lângă ceilalți doi care deja erau aici, și anume în echipa dragului meu Nathan Ticul avem invitat prietenul meu cel mai bun Mihai Mărgineanu. Este! El e! Iar în echipa lui Constantin Dițe l-am invitat pe prietenul meu foarte bun Bogdan Naumovici. Da, omul. Legenda. Legenda. Exact. Suntem aproape ca în familie. Costi și Bogdan, voi aveți în spate 41 de susținători astăzi. Mărgi, voi aveți 49. Mă, presiune mare. Da, aveți mai mulți, au mai mulți ei. 12 domenii jucăm astăzi. Avem 12 întrebări, 6 de fiecare echipă. Fiecare răspuns corect valorează 500 de lei. La final avem o întrebare unde puteți paria orice sumă din cea deja strânsă și colectată. Ea se va dubla, se adaugă la ceea ce răsați acolo. Sau jucați totul sau nimic. Pariați tot și se dublează suma dacă răspundeți corect. Banii se împart între susținătorii voștri. Și în același timp, acasă joacă oameni cu noi live pe ProTV, de fapt pe pebune.protv.ro. Dau răspunsul la întrebări și pot câștiga premia acolo direct. Dragii mei, începem. Da, știi despre ce este vorba, n-are rost să mai ține. Mărgi, tu ai cântare în seara asta. Da, eu nu am înțeles nimic. Ce n-ai înțeles? Îți explică pe parcurs, nu-i greu. Da? Bun, 12 domenii, priviți acolo ce jucăm astăzi. Hai să vedem. Jucăm cu măsura, ai noștri cabrazii, vechituri, mirodenii, moși strămoși, mama Rusia, meserii, animale exotice, supraviețuire, Batman, un mare plus, sistemul întrebării. Nu. Dar e făcătura asta, să ne dea pe da, 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 pentru tine au făcut-o. Pentru mine, special. Normal. Trebuia să avem și un... Noi alegem, nu? Că suntem Raci, dar n-am... S-a scos. Da. S-a scos, nu? Aia. Da, aveam și raci, craci. Păi bine că a scos. Ziceți, ce jucă? Mărgi, moși strămoși. Moși strămoși. Conform tradiției, în Coreea de Sud, pentru ca ginerică să fie vrednic în noaptea nunții, petreci o săptămână într-o tabără de îngrășare intensivă, 2 ore masă, 4 ore somn, este bătut la tălpi de cavalerii de onoare cu pește crud și nuiele, sau nu vorbește, nu râde și se abține de la orice formă de sex timp de 6 săptămâni. Băi... Hai să le luăm pe rând, să vedem așa. De ce te-ar ajuta pe tine să petreci o săptămână într-o tabără de îngrășare ca să fii vrednic? Ca să fii vrednic în noaptea nunții, nebunule. Păi, da, și dacă ești slab, ce, nu poți să fii vrednic? Sau care păi nu, treaba? Dacă ești gras, ai mai mult... Ai mai multă putere. Ai mai multă putere? Da, mă, dacă da. Zici așa, să acumulezi mai multe, nu știu, proteină. Dar și... știm da, din da. Emisiunile trecute, știm asta cu băieții pufoși, rezistă cu nu știu cât mai mult. Da, mă, cine a zis asta? Eu cu Bobo, ce a fost emisiune, la emisiune asta? Eu cu Bobo, eu cu Bobo. Vă garantăm. Da, eu cu niște cercetări. Eu am niște prieteni care zic că nu. Dar voi ați luat domeniul ăsta ca să ne certăm de la început. Da, bă, direct, bătaie. Eu nu cred că e asta cu... Să ne luăm slabii cu greșeală. Dacă e să o luăm pe cum e emisiunea și pe câte demență e, e clar e asta cu bătutul la tălp. Asta cu bătutul la tălp, dar de ce crezi? Pentru că hai să găsim o logică la pește. La e o mare problemă cu concurența, care să fie primul, care să aibă... Ok. E problemă mare. Și așa. Cred că ăia dai dracu să bat la tălpi. Nu mă, cred că trebuie să fie ceva peștele ăla și pește crud și nu ele. Și dă în tălp ca să... Știi că de obicei când te lovești în zona sensibilă, sar pe tălp. Ca să nu te mai doară, sar pe... Păi da, dar poate o fi vreo legătură, mai știi? Merge și asta cu nu vorbește, nu râde și se abține. Da. Pentru că după aia o viață întreagă trebuie să vorbească. Nu el, ia. Nu, ca ia, să fie doar noaptea anunții. Băi, e clară treaba. Să fie vrednic în noaptea anunții. Și atunci, ca să fii vrednic în noaptea anunții, nu vorbești timp de așa, nu faci sex și nu... Și îți dai seama, și când ajungi acolo și vorbești și râzi. Rupi cred că te bufnești râs când o vezi. Nici nu mai știi ce faci în noaptea anunții. Am ținut un post de nerâs și acum... Eu zic că beau ăsta, pe mine, este singura logică pe care am găsit-o. Este singura ilogică, numai eu pe asta aș alege-o. Care? Asta cu beau. Beau, nu? Da. Cu bătutul... Eu iau de la asta, că știu când te lovești. Te lovești la cohones. Ca să fie mai vrednic, ești mers pe ce, mă? Beau. Ne spune acum de ce. Ok. Moși strămoși, răspunsul corect este...
Dacă la noi se fură mireasa, în Coreea de Sud tradițiile sunt și mai deșuchiate. Ginerele nu participă la nicio cură de îngrășare înainte de nuntă. De vorbit vorbește, de râs poate râde în voie, de sex numai de bine. Cât despre tradiția de a fi bătut la tălpi cu un pește de cavalerii de onoare, este cât se poate de adevărată. Legenda spune că un pește peste talpă la timpul lui face noaptea nunții de neuitat. Dar dacă era doamna, nu mai era nevoie. Îl spun eu, eu aici cu mărgii, foarte atenți la videoclip, la clip. Ați început bine. Dacă mai dă finalul clipului un pic. Dacă era doamna din clipul, spune, nu mai trebuia nici pește, nici nuia, te duceai tu singur. Ba, din contră, mi-ar fi trebuit ca să pentru doamna să fii bine. Băi, nu pot, nu pot să nu iau Batman, Batman. Direct în prima? Direct, ne ducem acolo, tată. Hai mă să vedem, că și eu sunt curios. Batman, Batman. Și ăla mic de respira greu. Batman, Batman. În felul următor. Batman este A. Un oraș din Turcia. De fapt, Batman. Așa. Batman. E clar. Atenție, să citim că e Turcia. Batman este un oraș din Turcia și o veche unitate de măsură. Numele de dat în Africa de Sud semafoarelor și unui ac mic. Sau ce denumirea dată în secolul al XIX-lea unui negustor de pe strada Batiștei. Un Batman. Un Batman, da. Un Batman e de pe Batiștei. Da. Păi așa se citește, exact. Batman. Un Batman. Băi, ce să, nu știu, un oraș din Turcia și o veche unitate. Nu, eu aș să iau pasta cu de pe unui negustor de pe Batiștei. Păi atunci aveam lip scanari, aveam de pe toate străzile, am fi avut. Da, da, mai bine te gândești ce e Batiștea. Da, poate a avut omul succes, te-ai gândit la treaba asta? Ce e Batiștea? Este un loc, un fel de mlaștină, un loc de unde se adapă vitele. Păi deci Batman... Era râul Bucureștioara care se vărsa în Dâmbovița. Da, Batman nu-mi reiese că ar fi un negustor de pe Batiștei. Păi după logica asta ar trebui să aibă nume toți negustori după toate străzile. Tu ar trebui să știi tot ce înseamnă acest cuvânt în lumea asta. Deci toate țări. Machidonesc? A, că e Batman? Da, păi da, tu trebuie să fii expert în Batman. Da. Nu, eu iartă-mă. Păi nu e expert în Batman, Batman, Bogdan, exact. Dar e în Batman, Batman. Batman, nu știu. Deci eu aș sări ceu, da. Și atunci este un oraș în Turcia. Eu mă gândesc că poate a avut succes și cumva... Asta cu Batiștei? Departe, da, și... Nu, simă, ce legătură? Nu ai auzit niciodată în limba română. Niciodată n-ai auzit de Batman. Deci zici ce unul. Ce eu aș scăpa de el în prima. Și acum avem un oraș în Turcia și o veche unitate de măsură, sau nume dat în Africa de Sud, semaforul și unui ac mic. Da. Sună n-am văzut Batman. Turcesc, Batman. Batman, colega. Da, știu. Bârgu. Aveți, zici, vindeți bârgu, Batman. Și în Africa, nu. Batman. De-aia îl fă la accentul. Batman. 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 Nu, că se ești în India mai mult. În India și... Batman. Așa, Batman? Dar nu, în Africa ar fi Batman. Batman. Adică Olanda. Deci ți-a luat permis. Deci ți-a luat permis. N-am văzut Batman. Da. N-am văzut Batman, era ruș. Exact. Cine, cu ce ți-a cusut nasturile mai devreme? Costi, că am întârziat lumea. Cu Batman. Batman. Na, eu aș merge pe Turcia. Îmi sună Batman, colega. Da. Și ce am fi măsurat? Ce unitate măsură? Cum orice? Orice. Lilieci. Am vergura la Lilieci. Da, câți Batman are un iliac de... Exact. Batman are un iliac. Am prins un iliac aseară de un Batman șase jumate. Batman. Da. Batman jumate. Am stat 3 luni în peștera aia, am vânat, dar când am prins unul de 18 Batman, era mama lor. Da. Așa pare. Vrei să rămânem pe... Direct. Hai să dăm un oraș din Turcia și o fi unitate de măsură. Am vergura la Lilieci. Au greșit. Hai, mă, nu, lasă așa. Extraordinar. Aș da taul, dar răspunsul corect este... Vedem. Te joci cu mintea noastră. Vedem, da. Te joci cu noi. Batman e numele cavalerului dreptății care, costumat în iliac, protejează orașul fictiv Gotham de răufăcători. Filmele sale au adus mulți bani la box office, ceea ce a trezit interesul primarului orașului cu același nume din sud-estul Turciei. Procesul intentat de acesta producătorului filmului pentru utilizarea fără drept a denumirii orașului a fost respins ca fiind ridicol. Dar asta nu e tot. În Imperiul Otoman, masa se măsura în ocale, iar 10 ocale făceau un Batman. Bravo! Un aplauz! Am început era bine! Era și păcat! Am început frumos! Așa, da! Mărgi și Cosmin! Să luăm ceva pentru Mărgi frumos! Mama Rusia! Împărăteasa Ecaterina cea Mare a rămas în istorie și pentru supușii care A. erau angajați ogâdile în tălpi. Iar cu tălpi, mă? Erau pedepsiți cu moartea dacă îi pronunțau numele greșit de ziua ei. Sau erau obligați să sacrifice un vițel de fiecare dată când treceau prin orașul lor.
Să sacrifice un da, vițel? Când trecea pe Ecaterina pe acolo și a să taie o gâdile la tel. Eu nu prea văd o plăcere în asta în gâdile. Ecaterina nu era englezoaică. Și dacă totuși avea un fetiș rusoaica și... Dar era englezoaică, nu cred că era rusoaică. Ecaterina? Da. Păi Ecaterina cea mare? Nu. E împărăteasa Rusiei. Păi da, dar era englezoaică. Ah, s-o fi adus ei. Nu mai contează. Că e englezoaică, că rusoaică. Bă, să aibă eu cred că nu Ecaterina... era englezoaică, Bela? Tu să-mi spui, dragule, că tu știi cu Ecaterina o vedeta și moartă cu aia cu cai la poartă, nu eu. Da. Tu știi. Lasă-mă să-ți pronunț. Era născută în Prusia și o chema așa Sovii Frederiche Auguste von Alkazerst. Da, da, asta e. Da, nu era englezoaică, era prusoaică. Deci, era Prusia. Bun. Celtă. Acum să vedem asta, cu erau angajați și să o gâdile în tâlp. În primul rând, cum făceai recrutarea? La ce te pricepi, domnule? La unghii, mă. Adică, cum mă, la unghii? Unghii? Care are unghiile, măi? Păi nu, cred că avea ceva pană. Nu o să gâdi la unghii. Nu cu unghiile, da, cred că avea o pană ceva cu care gâdila. Și era doamna... Dar mie nu mi se pare ceva interesant și de neapărat de emisiunea asta pe bune că avea Ecaterina... Fiind prusacă, putea să îi pedepsească cu moartea pe ea, că îți dai seama că urusul sălac nu putea să zică el Alka-Seltzer von Alka, nu știu, că de ziua ei trebuia să zică numele întreg. Păi și dați-mă păi la da, ce nume avea, chiar nu puteai. Mă, ce are o logică la asta? Dacă nu puteai zici toată alea de la misiu, care oricum nu mai știu că mi-a așteptat Dumnezeu în cască. Ia mai zi o dată. Hai să mai zică Dumnezeu în cască, ca să ne dăm Sophie, Frederiche, Auguste, Von Halt, Zepst. Asta zic, îi tăia capul. Păi nu, că tăia capul, era mult de mult. Dar nu era mai simplu, că faima e la mulți ani. N-are nimic cu Ecaterina. Exact, băi, jur, și ei se zicea Ecaterina. Adică după ce zic asta, Iosefin von Salz, nu știu ce, și pe numele mic, Ecaterina. Cati. Dă unde, Cati. Mai țin minte când venea la noi Mobutu SS cu cucumbu Vazabanga și cum îi spune Bobiladaua nevasta? Și cum îi spune să casă? Tomi. Băi, hai să ne întoarcem la asta, că așa și pe mine mă cheamă Cosmin, dar de multe ori mi se spune Boule, știi? Da, na, e gata, e altă chestie. Dar de ce? De Boule, îți dai seama, de ce? Acum să trecem la ce? Erau obligați să sacrifice un vițel de fiecare dată când trecea prin orașul lui. N-aveau. N-aveau viței? De ce n-aveau viței? Erau dați. Ce erau? Erau dați cui? Erau dați la armată. Păi îți dai seama că ea 50% din PIB-ul lor erau duși de la armată. Păi da, bă, dar poate... La noi 4%. Era... În fine. Zici beu? Ce variantă? Beu, e clar. Gâdilatul. Serviți. Se poate și asta cu gâdilatul. Și asta e dementă cu gâdilatul. Hai să luăm asta. Nu ți se pare asta? Gata, mă, au. Ai luat-o? Aur. Și răspunsul corect la mama Rusia este... Din fericire, în această întrebare n-a fost rănit niciun animal. Ecaterina cea Mare nu le cerea supușilor săi sacrificarea vreunui vițel, le cerea mult mai mult. Să nu-i pocească numele ar fi dus într-un singur punct și ar fi petrecut ziua de naștere singură. Însă împărăteasa avea un fetiș cu picioarele, așa că angaja gâdilători să o excite. În același timp, acești lucrători spuneau povești de ochiate pentru a-i crește și mai mult libidoul. Nici nu vreau să mă gândesc ce pățeai dacă nu gâdilai bine. Da, mă. Da. Nu ne-am gândit. Dar acum m-am gândit că există o deviație sexuală. Unii oameni sunt cu picioarele. Am văzut care ling tocuri. De la... Să rămânem la emisiune și să jucăm un nou domeniu. Păi, dar în emisiune... Da, se dă parțial și după ora 11. Putem să vorbim și de asta. Ziceți. Ce să zicem? Ce alegem? Ce vrei tu? Vrei meserii? Meserii. Hai. Meserii. Să întrerupem seria aia de Natanticu de pe Ar fi frumos, dar nu cu nici. În localurile ilegale de jocuri de noroc din Anglia secolului al XVIII-lea exista un angajat cu atribuții mai puțin obișnuite. Acesta, A, se numea iepurar și furniza lăbuțe de iepuraș pentru noroc jucătorilor. B, era responsabil cu înghițirea zarurilor în cazul unei descindere a poliției. Sau C, era exorcistul de cărți de joc, un preot care binecuvânta cărțile contra cost. Băi, bun, mișto. Iepurar. Mie îmi place aia cu lăbuța de iepuraș. Lăbuța de iepuraș. Da, bă, dar să știi că erau astea cu... Da. I-am văzut la oglinda de la mașină. Da, îți poartă noroc. În Anglia? Nu, la noi. Păi nu, lasă la noi. Cred că e ăla care înghite zarul. Dar parcă și văd cu... Cum știi cum sunt ăștia, cu hot dog. Știi? Cu lăbuțe de iepuraș. Lăbuțe de iepuraș, da. Exact, pe alb, pe negru. Numai, dă-mi orice numai să-mi poartă noroc. Lăbuță spate? Ce jucați? Blackjack, da. Lăbuță stânga, față. Ruletă, lăbuță spate. E, sună bine. Sună bine. Sună suficient de tâmpit. Era responsabil cu înghițirea zarului în cazul unui descindere a poliției. Asta bună. Asta e bună, rău de tot. Îți dai seama ce colon avea ăla? Nu, dar stai, ce nu... Păi nu mă că le faci din pâine. Voi nu făceați zaruri din pâine când erați mici și n-aveați la table? Sunt din os.
Păi ele sunt din os, da, de adevărat. Păi da, mă, dar după aia peste două, dar de ce peste noapte și le aducea înapoi. Da, băi, da, dar e fără minte. Seama, exact. Băi, omul ăsta, că dacă avea existat meseria asta, când ajungea acasă, rupt, se descălța la ghetă și întreba nevastă, așa se copii. Cum a fost astăzi? M-au rupt. M-au rupt. De 5 ori. 6 razii am fost, da, am 12 bucăți în mine. Și când ieșea la veci, o dădea iam. Păi, dar normal, l-a așteptat. Da, și la iam. Dădea iam servit. Îți dai seama că puteau să fie și greșeli. La modul că avea el senzația și pleca. Și ce ai făcut? Bă, ce ai făcut? Mi s-a părut. Am crezut că a venit. Costi, era altul. Intrau ăia, ăsta înghițea zarul și zicea, s-a nepidu. Nu cred. Nu cred, mă, s-a nepidu. Cioc, 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 n-am văzut foc. Am mâncat la zarul. A, se întorcea vorba lui Bogdan. Tot eu. Dați-mi și o brichetă. Da, ți-l închipui pe ăla cum îmbrăca la costum, care stă așa serios, da. Dânsul ce lucrează? Înghite zarul, dar nu e cazul. Nu vă faceți griji. Nu vă faceți griji. Bun, hai să vedem și ce e ăsta. Ce treabă are asta cu... Știi? Exercițiul de cărți de joc? N-am văzut niciodată treaba asta. Dar e și preot. Și preot, da. Nu, cred, da, preotul e... Nu, am preotul, am preotul, îți dai seama că el are... Ce faceți, băieții? Eu vreau să jucăm și noi un poker ăsta, ne ajungi pe... Ce să... Binecuvântează și tu cărțile astea. Părinte. Părinte. Da, păi bine, cum să binecuvântezi, mă, băiatule, cărțile astea? Vă ați nebunit? Dar pentru o sumă... Să mai să facă nimic pe preot. Dar sumă modică... Localul ilegal, intra poliția, binecuvântează părinte. Ce căutați, mă, că aici e treabă sfințită, da, nu facem nimic. Da, da. Nu, mă, e B, mă. Hai, luați. Bun, B. Cum există înghițitor de săvii... Răspunsul corect, este. Înghițitorul de zaruri. Sute de ani la rând, britanicilor le-au fost interzise prin lege jocurile de noroc, pe motiv că influențau negativ starea de spirit a soldaților. Cum ce e interzis e cu atât mai apetisant, cartoforii au găsit soluții creative să continue să ia banii amatorilor de barbut. Mai exact, angajau copii care să stea de șase. Când veneau vardiștii, toți banii de pe mese dispăreau în buzunare. Zarurile puteau fi însă găsite la o percheziție, așa că și intra în rol înghițitorul de zaruri, care avea ca unic rol eliminarea corpurilor delicte. Da, da, e logic. Băi, dar jucau cu zaruri mici, mă. Ascundau bani, dar erau cu zarurile alea cel. Hop! Băi, sunteți la egalitate până acum. Mergem bara-bara. 1000 de lei de fiecare echipă. Ce jucați? Ia zi, mărgeți. Animale exotice, poate cine știe. Animale exotice, să terminăm cu linia aia. Aha, e linia aia, nu v-am întrerupt-o și noi o să luăm mirodenii, facem așa și v-am bătut. No, ăla e alt joc, Bogdan. Cel mai exotic animal din Afganistan și unicul din întreaga țară este soldatul american. Nu. Un porc pe nume Porc. Bun. O camă, încrucișarea dintre o cămilă și o lamă. Doamne. Sau sconxul camnuș, adică cel dulce. Acum trebuie să ne gândim dacă porcul este un animal exotic, având în vedere că e în Afganistan. Și mă gândesc că ei nu mănâncă porc. Nu mănâncă porc și atunci îl păstrează ca pe animal. Nu cred. Ei nu mănâncă și porc. Și zice porc, dar e și băgat așa, porc. Ce aveți aici? Porc. Pig. Bine, cum îl cheamă? Porc. Pig. O camă, încrucișarea dintre o cămilă și o lamă. Hai de mă, lasă-mă, și i-au zis camă. De ce săracele zis, animale. Tu de ce nu i-au zis la milă? La noi există. E bine asta cu la milă, mă. Dar la milă, nu? Poate să fie, când te gândești la ele, i-au zis camă. Automat este bărbatul trebuie să fie cămiloiu, că n-are cum lama, și lamul, eu asta mă întreb. Lamul nu ajunge la cămilă. Și atunci pleacă de la... Eu asta mă întreb cât de distanță... Se lasă ea mai jos. Da, se lasă nițelaș. Deci numai un sconx cel dulce ar putea să fie exotic. Este singurul animal, fii atent, dacă unicul mănâncă... din întreaga țară. Cred că se cheamă porcul atunci. Porcul, da. Un porc, porcul, porcul, acel porc. Și aș fi versiunea al Bogdan să-l cheamă porcun. Porcul. Eu aș merge pe sconx. Pe sconx, dar ți se pare că e un animal... Mi se pare că nu are niciun fel de noimă. Iar porcul nu e un, nu e un animal foarte iubit la, da, la musulman și nu... Poate de-aia e unul, singur. Ce variantă luați? Cel mai exotic animal din Afganistan și unicul din întreaga țară este un porc, mă. Hai, să vedem. Pe nume... Un porc, porc. Pe nume porc. Răspunsul corect este... Ce lamă ăla. Sconxul nu prinde podiumul la această probă, iar cama poate lua cel mult medalia de argint. Dar aurul merge la porc. Porcul. Porc. Căci așa îl cheamă. Este singurul din Afganistan. Locuiește la grădina zoologică și a avut și o familie care l-a părăsit atunci când îngrijitorii au uitat cușca urșilor deschisă. El a avut noroc, săracul, că urșii s-au săturat până să ajungă la el. Bun, ce noroc! Bravo, porcule! Bravo! Am completat. Ce vrei tu? Mirodin, să facem mai. Cum vrei tu să mergem? Sau nu? Hai supraviețuire. Ce jucăm? Supraviețuire? Supraviețuire. Mamă, era pregătit cu mirodenile.
Stercorarius. Stercorarius parasiticus, mă, ce e așa greu? A, tu deja știi răspunsul. Mamă, deja am aflat nou prezentator de la următorul sezon pe bune, cum ar veni, că așa am fost și eu. Cred că tu ești cel mai tâmpit din orașul ăsta. Iosef? Așa este. Ce este Busuioc 3000? Este un mare pericol busuiocul sălbatic. Cine știe? Nu o să mai avem pentru pizza. Britanicii au dresat pescărușii să se găinățeze pe periscoapele submarinelor germane. Da. Bine că a apărut un periscop că făceam pe mine, Da, exact. Era pescărușul, chema Marian. Băi, da, e bine cu Marian. Pescărușul Marian și-a făcut treaba. Băi, e simplu, să știi că deja acasă au răspuns toți. Păi da, mă, cum, nebunule? Acum pui și presiune, dacă e așa de simplu. Toată lumea a știut. Câtă ură, băi. Nu vă bazați pe mine. Supraviețuire. Ce nu trebuie să faci în caz că rămâi fără hrană la Polul Nord? A, să consumi ouă de pinguin, deci nu trebuie să faci asta. Să te hrănești cu păsări din specia lupul de mare mic, adică Stercorarius Parasiticus. Nu, mai lasă-o. Știți pe ecran acasă? Stercorarius parasiticus, mă, ce e așa greu? Parasiticus. Stercorarius parasiticus, ce... A, tu deja știi răspunsul. Mamă, deja am aflat nou prezentator de la următorul sezon pe bune, cum ar veni, că așa am fost și eu. Așa? Sau ce? Să nu mănânci ficat de urs alb. Ficat de urs alb? Ce să nu mănânci la Polul Nord, dacă adică e să ajungi? Adică ficat de urs polar. Dar tu îți dai seama, e clar, dacă există pasărea asta din specia lupul de mare mic, așa, lupul de mare mic. Lupul mic de mare, dacă îți place, da. Mai tare. Păi este lupul de mare. Adică pe bună. Și lupul de mare, mare, pe care poți să-l mănânci. Chiar să zicem că prinzi. Cine poate să facă diferență? Cine știe că pasărea aia se numește așa? Dacă există, ea. Dar tu mor de foame la Polul Nord, apare un stercorarius parasiticus ăsta. Bă, pe asta parcă n-aș mânca-o. Am auzit ăla pe bune că asta nu e voie. Păi nu, mă, nu. Tu mănânci. Ăștia spun, au făcut un studiu și au dat seama că mănânci și mori dacă mănânci. Dar mie îmi place asta. Asta spune, informația asta. Mie îmi place asta, să nu mănânci ficat de urs alb. Da, adică este, știi, asta presupune că ai sărit la gâtul ursului, l-ai pus jos. E mult mai probabil să mănânci ursul alb ficatul meu. Nu mănânci carne, nu mănânci nimic. Mănânci nimic. Și bamă, ficatul ficat. Direct. Și vine, da, îl găsești în perioada în care e slăbit și n-a mâncat și atunci nu mai e agresiv. Da, exact, era ușor leșinat, mai trebuie 2-3 palme și aia a fost. Ce a zis ăsta? Vine poliția urșilor polari. Are poliția urșilor polari și ce faci, ai mâncat ficat? Atât. Aoleu, doamne, ar putea că nu-ți face bine, mă. Asta zic. O să vă spun așa, că mie răspunsul la această întrebare le știu dintr-un banc. Știți de ce nu mănâncă urși polari pinguini? Nu. Pentru că nu se întâlnesc. Urșii polari sunt la Polul Nord și pinguinii sunt la Polul Sud. Exact. Ah. Mic drop. Da. Păi bă, ce să mai vorbim? Ia te rog. La revedere. Indiferent cât am fi vrut, Costi, să mai discutăm pe subiectul ăsta. Da, nu, ce să mai mănânc. Dar cum ar fi să fie asta cu ficatul? Asta ar fi funny. Eu aș da bancul ăsta în reluare și ușor cu slow motion pentru tinerii adolescenți care se uită la emisiune. Că eu să zic că a trecut prea repede. Unde nu era ce? Polul Nord, ursul. Bun, să vedem răspunsul corect la supraviețuire. Dacă rămâi fără hrană la Polul Nord, află că cel mai apropiat restaurant e la doar 1310 km distanță, în orașul norvegian Longyearbyen. Dar dacă vrei o gustare rapidă, poți mânca în siguranță ouă de pinguin. Monstrule! Lupul de mare mic are un regim alimentar dezgustător, dar la nevoie, poftă bună. Însă dacă ajungi cumva, nu întrebăm cum, în posesia unui ficat de urs polar, nici să nu te gândești la tocăniță. E atât de bogat într-o substanță numită retinol, încât după doar câteva grame faci o chestie complicată numită hipervitaminoză A acută și, Doamne miluiește, nene! Cred, mă, deci am zis că e funny dacă e să fie ceu cu ficat. Ai nimerit bine ficat. Da. Ce jucați? Ce jucăm și noi? Eu vreau asta cu măsură, că tot... Cu măsură. Cu măsură. Asta e simplă, Mărgi. Atenție. Warhol este o unitate de măsură pentru distanțe mici, adică un Warhol egal lungimea cu care crește barba într-o secundă. Faimă, un Warhol egal 15 minute de celebritate. Sau antipatie. Un Warhol egal 100 de comentarii negative. Băi, băiatule, Warhol. Ce e un Warhol? Warhol? Warhol, da. Deci Warhol, dacă de spația asta e ceva cu e unitate de măsură. Unitate de măsură. Și are așa, ori lungimea cu care crește barba într-o secundă. De ce?
Ori faima, ori, ori antipatie. Care îți dă 15 minute de celebritate. Deci una dintre astea trei, cu siguranță. Am fost Warhol. Am avut 15 minute de celebritate. Și? Warhol. Warholic. Warhol. 15 minute de celebritate. Și antipatie. Am primit un Warhol. Cum adică? 100 de comentarii negative. Eu am primit mai mulți Warholi în viața mea. Păi Warhol, cred că mai repede, pentru că dacă te gândești la war și război... Băi, eu n-am Warhol auzit de acest cuvânt. Un lamă. Warhol. Există. Băi. Dacă tu zici că tu... Eu nu cred că antipatia se măsoară și nici faimă. Asta. Nici faimă. Și tu zici că asta, lungimea cu care crește barba nici într-o secundă. Asta nu cred. Oricum e tâmpenie. Dar într-o secundă, cum să... Ce te interesează că crește barba într-o secundă? Nu mă interesează. Păi și atunci niciuna nu-ți place. Ce nu-mi face? Place, oricum îmi place întrebarea. E o prostie de întrebare. Nu-mi place deloc, nimic nu-mi place. Băi, eu merg... Pe... Da, cea mai... Antipatie e... și faimă asta, nu are ce asta să e caute. Lungime. Ce ai făcut? Ce-ați luat? Un Warhol de barbă, de bărbiță. Adică este lungimea cu care crește barba într-o secundă? Așa. E B-ul, mă. E, na. E B-ul, mă. De hai ce? Să vedem. Warhol a zis-o pe asta. Care? Răspunsul corect când face este... de 15 minute de faimă. Da? Ia lui Warhol citatul, din da? Ce țin eu minte. Ia. Posibil. Barbosecunda e o unitate de măsură absolut pe bune. Ea definește o unitate ca lungimea cu care crește un fir de barbă într-o secundă. A milioana parte dintr-un milimetru. Aroganța nu are număr. Și da, era Warhol superior. Dar dacă ar exista această unitate de măsură, s-ar fi numit Mourinho. Ei bine, ați ghicit. Warhol este unitatea de măsură pentru celebritate. Americanului datorăm enunțul, oricine va fi faimos timp de 15 minute. Așa că la fiecare 15 minute de celebritate neîntrerupte, primești câte un Warhol. Aia e! Aia e! Am aflat ceva despre care tu știai... Care nu ne interesează, dar nu ce... se ne intereseze niciodată. Niciodată. Ce contează, bă, stai, aici toate mesele astea sunt numai Warhol. Da. Noi avem mii de Warhol toți. Da, 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 corect. Eu da. N-am, eu am cred că doi. Doi Warhol. Cum să doi Warhol? Ai că tu ai fost celebru 30 de minute? 4, păi și de ce cred eu? Cred că tu ești cel mai tâmpit din orașul ăsta. Eu sunt. Eu sunt. Așa este. Frumos, eu mi-a dat o comandă. Din orașul acesta sunt cel mai tâmpit. Dar o să aflați. Treaba este. De ce? Că bine că n-au luat-o ei, că mai bine că n-am luat nici noi, dar nici ei. Că dacă luau ei întrebarea asta... O știau, că ai dracu. O știa, păi da. Nu? Dar ce sigur pe tine? Câtă ură, băi. Bun, mergem mai departe. Da. Ce luați? Cine, noi stăm? Noi, da. Voi. Mirodenii, că tot ai zis. Mirodenii. Să facem mixul așa? Să facem liniuța? Păi nu mai faceți că la supraviețuire... Păi dar nu de acolo pleacă, bă, pleacă de jos. Ce este Busuioc 3000? Ce este Busuioc 3000? Busuioc din viitor, gata. Busuioc din viitor, gata. Un plan american de salvare a speciilor sălbatice de busuioc până în anul 3000. O băutură acidulată pe bază de busuioc, ce conține 3000 de vitamine și antioxidanți. Sau ce? O aplicație mobilă care imită o sfeștanie în care poți avansa în grade bisericești. Hai să vă văd acum. Hai că e frumoasă asta. E bună asta. Ați luat-o pe asta bine. Ai zice că asta e. Ar fi atât direct trei. Ai zice că asta e. Că iau o aplicație așa frumos și, avansezi în grad și nu, level. Nu vă bazați pe mine. Îți faci upgrade la personaj. Știi? Pleci de la început, ești învățăcel pe acolo. Da. Și ușor, ușor în timp. Dar trebuie să plecăm de la premisa că dacă o iau cu CEU, ar trebui să fie o aplicație românească sau ortodoxă, în orice caz, într-o țară ortodoxă. Ca aia cu busuiocul, nu cred că e și la alte nu știu dacă confesiuni, e. Ca zic așa. Se numește Basilicum. El se numește, dar nu știu, nu cred că este folosit neapărat... Da. De fapt, Basilicum a venit tot de la biserică, de la da, Basilica, puțin că nu o fiind toate credințele. N-am zis în ce țară e sau ce este busuiocul 3000. Încerc să mă gândesc. Cine ar fi putut face aplicația? Jocul pe calculator ăsta, că se avanseze în biserică. E aplicația de asta, harneală de bor? Nu știu, mă, ce la nivelul 10 îți dă de-aia, Mercedes de aur, nu? Sau la 1000. Ceva? La 3000. La 3000 Mercedes de aur. Cu numărul B01 sus. Un plan american de salvare a speciilor să facă de busuioc până în anul 3000. Deci a făcut... Ăștia nu fac planul, ăștia nu au avut plan cincinal niciodată, da? Pui până în anul 3000. Ideea e că oricum și-au dat timp, nene. Nu cred că e niciun plan american de salvare a speciilor. Este în mare pericol busuiocul sălbatic. Cine știe? Poate nu o să mai avem pentru pizza.
Exact. Cine știe, eu știu. Nu, albinele, sunt niște albine. Bun, începe la B, o băutură acidulată pe bază de busuioc, conține 3000 de vitamine. Și antioxidanți. 3000 de vitamine. Nici nu 3000 de vitamine, păi da, se termină pe la C, D, vitamina T. Nu, mai sunt. Ce, există vitamina P? Aia sunt derivați, mă. Vreodată... Zi, mă, există vitamina N, vitamina O. Eu zic că poate. Păi da, seama, dar poate... Vitamina C. Câte D-uri sunt? B-uri, câte de acord cu tine, nebunule, dar toți sunt 26 de litri în alfabet. Dar voi vă blocați în asta, mă. 3000 împărțit la 26. Băutura e așa, busuioc 3000. Dar stă cineva să păi vadă da, cât a zis. Și la Dandicu că sunt B1, B12, B3, B380. Nu ce e el. Da, e ce 2900. Atunci că e harnale. Da, zic că... Conține 3000 de așa. Da, bă, are dreptate. Păi eu iau magneziu 500. Deci vitamina C200 sunt deja 200 de vitamine. Eu iau de 3000. Eu așa la numerotate. Vezi? Da, asta e bună. Zici să mergem pe aplicație? Da, mă, e cea mai tâmpită. E funny, oricum. E funny, hai să dăm aplicație. Asta e cea mai funny. Există aplicație. Dacă există, vreau să văd aplicația, dacă există, e funny. Da, mă, este. Numai să vedem aplicația. Dar este aplicație, m-am jucat eu, bă, m-am jucat eu. Jură-te. Da? Busuioc 3000? Jur că m-am jucat eu, busuioc 3000. Păi ia să vezi. În nordul înghețat, norvegenii au construit trezoreria mondială de semințe. Un buncăr subteran în care sunt păstrate în siguranță genele a peste 1,5 milioane de specii de plante. Așa că și busuiocul sălbatic este în siguranță. O să fii surprinși, dar există o sumedenie de băuturi acidulate cu aromă de busuioc. Dar niciuna nu e busuioc 3000. Spre deosebire de aplicația ce vă permite să scoateți demonii din voi. E suficient să bălângă în telefonul ca și cum ai avea o candelă în mână și primești grade în funcție de demonii alungați. Bani. Am putut să o ai acolo? Da. Stai, sfințesc, fii atent. Vină cu o cameră aproape. Vină cu aia. Deci, iată, asta este aplicația. Și să vedem acum cât te sfințesc, să vedem care-i treaba cu tine. Da, apăsa sfințește. Stai, mă! Ia uși. Fii atent. Asta e dracometru, uite. Dracometru? Stai că-ți spun cât ce ești, imediat. 2 secunde. A, îți spune? Da, mă, depinde de câte ori dau. Păi ce legătură ai cu trebuie mine, să dai foarte repede, uite, are o bandă de aia. Păi dă-mă, păi să te sfințesc nu, eu. Nu, ia, nu funcționează, mă, nu funcționează, nu e bine. Dă-i, dar să nu scape. Hai, da, să-ți dau și de aia. Lasă-l pe el, mai ample, mișcări mai ample. Mai ample. Exact. Să-ți dau și de aia, și de aia. Așa. Să ia, ia. Gata. Cât mi-a dat? Încă am dragi. Ai alungat 25 de dragi, mai ai 5 dragi. Ai văzut? Din mine? Rangul tău este... Da. Ce rang am eu? Rangul tău este păgân bine intenționat. A, bun, mă. Frumos, frumos. Păgân bine intenționat. Deci există aplicația Busuioc 3000. Și am zis eu că trebuie să fie românească. Băi, da. Dar am jucat. Păi, diseară, cu ce dăm noi pe neveste? Cu aplicația. Da? Păi da, să vedem. Nu! Nu? Aș fi zis nu. Mergem mai departe. Ați făcut ăla, mă, până la urmă. A făcut X, v-a bătut. Alege tu. Surpriză. Surpriză, domeniul surpriză. Ia să vedem. Ce surpriză ne rezerv. În al doilea război mondial, britanicii au dresat pescărușii să se găinățeze pe periscoapele submarinelor germane. Să fure hărți de pe navele de război inamice, da? Sau să livreze fotografii erotice pe navele aflate în misiuni prelungite. Deci au renunțat la porumbel. Că, da. Na, îți dai seama, curenție, ea nu rezista porumbel. I-au mâncat, bravo. Și a zis ce avem noi pe mare, pescăruși. Ia să vedem. Băi, tată, uite care e tată. Noi vă hrănim, dar dați afară, când vedeți un submarin care a ieșit la suprafață și a scos periscop, vrrr! Și ăla, mă, nu mai văd nimic, ne-am rătăcit. Am imaginea asta cu periscopul și doată cum zboară pescărușii și la un moment dat unul zice, băieți, hai veniți cu aici că avem treabă. Bine că a apărut un periscop că făceam pe mine. Da. Mamă, nu mai era nimic. Băi, vedeți vreo un periscop că fac pe mine. Vede cine au un periscop. Dar îi văd și pe aia care scot periscopul. Știi așa? Lasă-mă, dar uite-te puțin la... Să livreze fotografii erotice pe navele aflate în misiuni prelungite. Era sigur că aici te oprești. Păi nu ne-am oprit. Câtă minte să aibă. Dar nu e vorba de asta, auzi că tu ești pilot de ăsta amator. Ia vezi, nu poți să vedea, dacă dau pe vase, nu poți dea și la aviatori? Auzi, da. Și mai e o chestie, mai e o nuanță. Știi care e problema? Că pescărușii nu zboară mai departe de, nu știu, 6-7 mile. Dar fiți atenți că răspunsul este diferit, adică ăștia britanici au dresat pescărușii să găinețeze pe periscoapele inamicilor sau să livreze fotografii erotice pentru colegilor de suferință care erau plecați de mult. Da.
Păi dacă prindea pescărușul ăla... Dar îți dai seama ce speranță era în ochii lor când vedea pescărușii. Hai băieți, hai, și de fapt hai era... că e numărul următor. Da, da, da. Să ai pescărușul în octombrie, ia-i mi-a adus pe octombrie. Ăsta e de octombrie, da. Acum, pe de altă parte, cum dresezi tu să fure hărțile, mă? Nu e, dar păi, pentru că ei sunt pe goeleta Le Speranță, au hărțile pe punte, toți. Da, mă, hărțile le-au pus la uscat, că se udaseră la într-un da. Și le-au pus așa pe punte și au venit pe scărciul. Jap, capitane, Le Speranță n-a trecut. Băi, dar e în al doilea război mondial, deci chiar una e pe bune, asta mă... Adică chiar să fure hărți. Păi atunci rămâne cu beul, că aia când poate acostau pe acolo pe lângă ei, trimiteau doar ia hărțile. Era pescărușul, chema Marian. Marian, da. Du-te mă și ia niște hărți după nava aia lui. Uite, o vezi pe aia, da. Du-te mă, tată, până acolo și vezi dacă găsești ceva hărți. Băi, da, e bine cu Marian. Pescărușul Marian și-a făcut treaba. Marian, bravo, tată. Apare în ziua. Am ceva mâncare murdară pentru tine. Băi, nu știu care e. Beu, l-a furat de hărți. Atinge tu că tu... Hai, Marian, du-te, ia-le harta. Bum. Răspunsul corect la domeniul ăsta este periscoape. Animalele au jucat un rol foarte important în vremuri de război. Unele, precum ursul Wojtek, au intrat în istorie și au monumente. Altele au avut mai puțin succes. Pe la începutul celui de-al doilea război mondial, pe când submarinele germane începuseră să facă ravagii, amiralul britanic Sir Frederick Inglefield a avut ideea să antreneze pescăruși care să-și facă nevoile pe periscoapele inamice pentru a forța navele să iasă la suprafață. Pare greu de crezut, dar proiectul a fost stopat cât ai zice. L-au oprit colegii, bă! Bă, nebun! Colegii au zis, Petre, stai, nu citi! Bă, oricum părea cel mai ușor de dresat, totuși. Da. Ce jucați? Ce jucați? Ce vrei tu? Bă, la vârsta mea, vechituri. Vechituri! O populară atracție la Film Museum din Chicago este A. un dispozitiv care reproduce respirația urât-mirositoare a unui T-Rex, o vânătoare virtuală de Archaeopteryx pe spatele unui petrodactil, pterodactil, sau C. singurul schelet din Guanlong, dinozaurul pitic din care se trag găinile și crocodilii. La B, iarăși mi-a venit asta cu Petre, că sunt acolo. Petre, stai petrodactil. Da. Petrodactil. Ăsta, petrodactilul era avion, era pasăre de care se hrănea cu petrol. Acum, interesant, au. Știi, te duci copilul. E bun. E bun, bun, e bun. Un dispozitiv care produce respirația miroșitoare a unui tiranozaurus. Ai mei sunt fani. T-Rex, dacă putea să-i duc undeva. Dar nu e de la T-Rex, mă, asta este invers. Este, eu o văd invers, educațională. Păi da. Și de ce te pune mama astăzi pe-l pădinți de două păzii? Da, ca să nu-ți miroase. De ce? Ia vino să arăt ce se întâmplă. Ia uite, știi T-Rex-ul ăla cât e el de mare? Uite că nu se spăla pe dinți. Apeși pe... Păi da, T-Rex-ul... Da, corect, a, corect. Auzi, bă, T-Rex-ul nu se spăla pe dinți când ajungea cu mânuțele alea, știți? Normal. Avea dinții prea scurți. Avea tot, nu, prea sus. Da, mă. E funny. Asta e bun. Doi, o vânătoare virtuală. Asta pare cea mai plauzibilă. Să alegi pe pterodactil ce e prea asta, plauzibil, nu? Da, cumva mă deranjează asta, că e prea... E prea firească, nu? Să urci pe o... De aia să alegi altă pasăre. E fani, da. Niște ochelari de aviar. VR. Te pune să zici ceva. Dar și poate să fie și asta o atracție populară. Adică poate... Păi nu, că este foarte... Asta e cea mai plauzibilă, să te urci pe păsăret și să alergi al păsăret. Dar dacă e singurul schelec de Guanglong? Aia nu pare nimic interesant. Adică dinozaurul pitic. Din care se trag găinile și crocodilii. Da. Păi da, de ce mai ar fi o populară atracție? Ia bă, să vedem un dinozaur. Da, păi dacă de obicei dinozaurii sunt, na, știi că sunt mari și așa, deci bă, hai să vezi un dinozaur pitic. Nu, dar tu ești așa, tu pleci la premisa, toți au fost dinozauri mari, hai să vezi și unul pitic. Da, și mă, da, și care e până la urmă e o găină. E o găină din care se trage din combinație din crocodili, ce? Se trage din găini și crocodili. De cine? De Guanglong? De Guanglong ăsta. Nu știu dacă de Guanglong, dar e un dinozaur. Există un dinozaur pitic din care se tragă păsăretul, da. Păi hai. Ce vrei tu? Eu aș da Ana. Păi mai funny decât pterodactil. E prea simplu. Hai să vedem. Răspunsul corect este... Păi da, dar e prea firesc. E greu să le explici celor mici cât de diferită era viața acum 100 de ani. Dar e de-a dreptul imposibil să-ți imaginezi cum era acum 60 de milioane. Din fericire, de asta s-au inventat muzeele. Iar cercetătorii de la Film Museum din Chicago au reușit să aducă la viață parfumul vremurilor de demult apuse, reproducând respirația urât-mirositoare a unui T-Rex. Se spune că rezultatul a fost atât de revoltător, încât a trebuit diluat mult și bine până să devină suportabil pentru nasul sensibil al omului modern. Bravo! Bravo! Excelent!
Costi și Bogdan, aveți 2000 de lei. Mărgi și Natanticu, aveți 1500 de lei. Ne-am dus pe aia, că era prea la îndemână. Am două domenii. Ia zi, tu stânga sau dreapta? Stânga. E frumos. Jucăm ai noștri ca brazii. Ăla e. Și fiți atenți că e foarte tare domeniu și întrebarea. Mie mi-a plăcut foarte mult când am pus voi să nu știam. Românca Maria Majar este cunoscută ca fiind președintele în exercițiu al Universității Harvard, B, luptătoare de MMA, poreclită Mamba din Carpați, Mamba. Sau C, designerul celor mai scump pantofi din lume în valoare de 17 milioane de dolari. Maria Majari. Păi cine e Maria Majari? Maria Majari, nume cunoscut. Băi, e simplu, să știi că deja acasă au răspuns toți. Da, da, mă, cum, nebunule? Acum pui și presiune, dacă e așa de simplu. Toată lumea a știut. Toată lumea a știut și e din prima. E simplu, mă. Da, mă, clar. Se citește Majari. Majari. Maria Majari. A, e ungurec, e Majori. Nu, no, e no, Majari, no. Este luptătoare MMA, frate. Da, mă, da. Nu știu. Dar știi ce mi-a plăcut? Că ai zis așa. Mărgi, sigur știe. Da, păi dacă merge ca la șofer să fie ABC. Poate păi, sunt luptătoare de MMA. La șeful la Harvard, designerii de pantofi. Da, pantofii ăștia sunt scumpi. Poate fi dacă cu există o pereche de pantofi, dă-i mă ce cristal. Din culoarea mai ieftină. Cristale de pe ce? De pe Saturn. 17 milioane de dolari. Să da cadou. Să ai spui niște pantofi și să pleci cu ei, să te duci la Paris cu pantofi. Dar să te și ducă repede. E președinta în exercițiu al Universității Harvard. Asta? Da. Crezi? Da. O româncă. O româncă. O româncă, da. Da. Mai știi? Poate o fi. Președinte. Dar acum, pe de altă parte, nici la MMA nu mă uit, mai ales la... Eu lupte nu mă uit nici la fete, nici la băieți. Între fete. Și poate o fi Mamba din Carpați. Că și sunt. Ar fi trebuit să o cheme singura Mamba din Carpați. Că dar nu prea nu avem. E, nu e, mă, nu e așa, că cine a dat porecla nu știe, nu e nu știe cu zoologia. A, nu știe zici că vipera, dar, cine a dat porecla. Dar stai, mă, noi aveam Maradona în Carpați? Exact. N-aveam. Aveam, cum să nu, după Revoluție, dacă încercai să schimbi dolari, da? 100% îți făcea Maradona de aia. Da, da, Maradona, da, era, da, 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 da. Era stilul, era schema tactică. Schema se numea Maradona, dar... Măi, nu știu ce să zic, că nu știu nimic despre nici măcar nu-mi tringă bel, așa, Maria Majari. Voi ce știu, ați auzit de Maria Majari? Atunci luați-mă pe asta la intuiție, ce vă sună mai frumos? După intuiția mea, care nu funcționează... Ce, da, mă, ce? Eu cred că e ceu, că nu e... 17 milioane, ce a făcut cu pantofi? Poate au fost ai cuiva, mă. De-aia sunt 17 milioane. Ia să vedem care e răspunsul corect. Nenumărate sunt căile succesului. Maria Majari s-a născut la Râmnicu Vâlcea și are 28 de ani. După ce a urmat facultatea de drept a Universității București, ea a studiat la Paris, dar și în Dubai, unde nu de mult chiar a făcut senzație după ce a prezentat cei mai scumpi pantofi din lume, decorați cu 235 de diamante. Pantofii costă 17 milioane de dolari și sunt expuși la Burj Al Arab, singurul hotel de 7 stele din lume. N-am mai văzut! Dar fac ăștia, băi! Am văzut mașini puse piatră lângă piatră și costă nu știu câte miliarde. Băi, bravo! Bun, bravo! Eu nu am văzut așa ceva! Aici nu mai are legătură expresia în care dacă ai călcat cu pantofii ăștia în ceva rahat, nu poți că o să ai noroc. Da. Aici ai, te-ai nenorocit. Azi liniștiți, mă, că o să-i vedem pe la... Da, curând. La 300 de lei. Cu 300 de lei, 350. Într-un penitenciar. Pentru a mai domoli comportamentul agresiv al deținuților. Seara, pac, se închid lumile și... La, 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 ia-ți cu cacea-ți. Crimă, ce ai intrat? Crimă, frate, crimă. Am înțeles. Hai să ne culcăm acum. Și acum imaginează-ți exercițiile de iubire necondiționată. O să vă pun o întrebare din domeniul publicitate. Cum adică să dai o întrebare din domeniul publicitate? Care e problema? Asta e, s-a întâmplat. Nu, no, e clar, e blat. Băi, ia, terminează-mă! O să râdeți, dar răspunsul corect este un absolut halucinant. Pentru că în Japonia există o agenție de publicitate. Atenție, Costi și Bogdan, jucăm ultimul domeniu, adică un mare plus. Bă, asta nu știu ce să zic. Hai să vedem. În Elveția, pentru a mai domoli comportamentul agresiv al deținuților, A, se organizează săptămânal exerciții de iubire necondiționată, B, celulele sunt vopsite într-o culoare specială numită te roz să te potolești, sau C, la ora de culcare, în fiecare celulă se difuzează câte un cântecel de leagăn. Băi, asta e periculoasă rău. Cum mai domolești comportamentul agresiv al unor deținuți? Păi,
fie pieșa asta. Exerciții de iubire necondiționată. Da, exerciții săptămânală. Nu, 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 eu te iubesc. Dar numai necondiționat este. Nu contează. Ce peste asta. Sună bine ce zice Cosi. Stau față în față pe scaun. E cu eliberare condiționată și asta e iubire necondiționată. Bravo. Dar, atenție aici. Ce? Celulele sunt vopsite într-o culoare specială numită teros să te potolești. Teros? E, să te și acum trebuie să ne gândim culoare e aia? Cum se pupă, în ce limbă? Se pupă în germană, în franceză, în italiană? În engleză, pink to stay calm. Aia mă întreb, unde ar merge expresia? Pe care nu vorbește nimeni. Că românește sună bine, teros să te potolești. Pink to stay calm. Pink to stay calm, da. Bă, băieți, pink e în engleză, nu se vorbește în engleză în Elveția. Iar cea mai idiotă e prima, de la mare distanță. Da, și ce u. Tu vezi asta? Da, seara, pac, se închid luminile și... Ia zi, mâncați ax. Crimă, crimă, frate, crimă. Am înțeles. Hai să ne culcăm acum. Bine, îți dai seama că ea din Elveția nu sunt așa. Sunt altfel. Da, pentru ce ai intrat? Am pus prea multă cacao în ciocolată. Da, am exagerat cu zahăr. Nu pare, adică eu cred că funcționează invers. Dacă îi pun cât de cel te înjură, aia de... Ei au metodii din asta. Depinde că dacă este Duhas al lui Rammstein. Asta de leagă în Duhas. Într-un penitenciar. Ia-l, Bogdane, ia-l pe Roz. Nu, Roz nu cumpăr asta. Nu vrei Roz? Nu, mă, că mi se pare că e făcută în română întrebarea, de-aia. Sau poate au făcut o licență, poate. Ea se cheamă Ich liebe dich du potolieren. Nu e de pe bune. Dacă le pui un cântec de leagă în seara, parcă le spui ca pușcărie le spui noapte bună, băieți. E frumos. Și acum imaginează-ți exercițiile de iubire necondiționat. Ei, hai să ne imaginăm cum arată. Asta nu, eu nu văd. Adică eu văd așa că e gardianul aici. Da, frate, te iubesc, da. Dar nu mă te iubesc, exerciții, mă. Care sunt exercițiile? Poate trebuie să-i declar, poate trebuie să-i aduci flori, poate trebuie să-i dai 8 martie. Dă-mi voie să te ajut, dă-mi voie să-ți pun scaunul. Nu te ridica. Fratele meu, îți dau mâncarea mea. Eu te iubesc. Și iubire necondiționată, adică ăla trebuie să fie recalcitrant. Dragul meu, trebuie să nu mă măsurisesc iubirea mea. Opa, ți-a căzut să pună elul? Da, necondiționat. Alege o variantă. Eu aș lua cântecul, serios. Am cadrul ăsta cu ei care se na 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 na, na și trag păturica și le-i pușcărie. Și e unul lângă tine care mă pentru frumos, mă, și alege asta pentru frumos. Dar e prea simplu. Bogdan, dar poate să fie invers, poate să da, mă, hai că am luat. Nu cred că ai luat tau. Ați luat tau. Asta e, a luat tau. Răspunsul corect este și nu o să vă vină să credeți. Cred că e B-ul. Expresia singur între patru pereți e greu traductibilă în țările civilizate, pentru simplul motiv că drepturile cetățenilor sunt atât de respectate încât până și în închisoare ai parte de toate beneficiile traiului modern. Iar pentru cei sătui de cluburi de lectură și săli de fitness, există un tratament pe măsură. Pereți și gratii vopsite într-o culoare special creată de un psiholog care scade tensiunea și agresivitatea. Numele ei, P-618. Roșaus sau Te rozi să te potolești. Ursuleți și pereți da, de roz. Și roz, da. Nu dai seama ce e acolo. Situație alarmantă. Aveți egalitate. 2000 de lei voi, 2000 de lei la Mărgi și la Natanticu. Trebuie să pariați din momentul ăsta, să aveți grijă ce pariați. După ce pariați, eu o să vă pun o întrebare din domeniul publicitate. Ce e asta? Cum adică să dai o întrebare din domeniul publicitate? Cu Naumovici acolo în echipă. Care e problema? Asta e, s-a întâmplat. Da, mă, stai liniștit. Nu, dar și eu participam. Nu, e clar, e blat. Ia terminează, mă. Tu ai jucat în ăla cu Radu Gabriel, da, cu centralele. Tu ai jucat cel puțin într-unul la mine, cu Vâncică, la mici. Tu mi-ai jucat în... Nu mai vorbesc că te-ai jucat și tu. Și Costi? Și eu la fel. Am și Costi în ăla cu mici. Deci nu mai vorbiți. Toți a jucat în... Eu n-am zis nimic. Dacă am jucat în asta, înseamnă se presupune că știu multe despre publicitate. Da, hai să pariez. Da, ai televizor? Mamă. Trebuie să pariați. Da, nu mă uit. Eu apar la televizor. Pariați o sumă. Cum să merg? Cât să pariem, frate? Dacă merg o lic și greșesc și noi și ei. Și... Hai să facem câte. Hai. 1000. Gata, ați pariat, da? Nu, n-am pariat. Nu. Păi nu mai pot să mai stau, îmi pare rău. Costi, ăsta Natanicu ai pariat de mult. Costi a spus suma. Atenție la întrebare. Cum o să știți întrebarea, mă? O agenție de publicitate din Japonia vinde spațiu de publicitate la subsoara femeilor, pe porumbei din oraș sau pe șinele de metrou. 20 de secunde din momentul ăsta. N-am urgi, nene. Unde crezi că vând ăștia? Nu s-au de pe șinele de metrou, ce sens are? Avem 10 secunde. 5 secunde.
Ce vrei tu? Nu știu. 2, 1, și... Ah! Ați luat, da? E aberan complet, dar... Sunt și eu curios. În Atlanticul, voi ați pariat 1941 de lei din 2000. Oare de ce? Pe ce principiu? Pe principiu că avem 49 de oameni. Dacă se greșește, rămânem cu 49 de lei, un leu la fiecare. Bă, băiatule, 1951 trebuia să pariez atunci. Da? Grim. Așa am socotit. Nu contează. Ai greșit, da. Răspunsul corect este... Hai să vedem ce a răspuns. Dar până una alta, să vedem. Voi ați răspuns, Bogdane. Bă, că... La subsoara femeilor. La subsoara se poate. Femeilor. Se poate. Iar voi, Mărgii și Natanticu, ați spus că... Peșinele de metro și, de fapt, sunt porumbei. Peșinele de metro. Da. O să râdeți, da, dar răspunsul corect este unul absolut halucinant. Păi pentru că... Subsoara femeilor. Nu, ba da. Ca să vă dau răspunsul, trebuie să spun și întrebarea. Și atenție. Deci, în Japonia există o agenție de publicitate care vinde spațiu de publicitate care plăti cu 69 de euro pe oră și sunt obligate femeile să țină subțioara la vedere în autobuz pentru că, da, asta fac. Bine, băi, nene! Bine! 3.999 de lei ați câștigat! Bravo, a apăsat, ne-ai zis bine de tot! Bravo, 97 de lei! Bravo, mă! La subțioara pe mei noi, mă! Stai cu sub brațul, mă, ridicat! Vezi? Păi vezi, iată-te de lei pentru oamenii ăștia, o emisiune ca de prieteni. Am emoții că mi-a zis mama că ea se uită întotdeauna, că sunt întrebări din astea. De care? De cultură generală. Sex. Și problema e că eu n-am mai făcut de mult și mie că am uitat. Îți suflu eu, dragă, stai. Auzi, ce e asta? Ce e asta? Ah, ce e asta, da, da. Fii atent, că mișcă. Și dăm și pe viteză. Mă, dar îți dai seama că îți vine bărbățelul acasă și te vede în ipostază. Asta e sexy. Wow, Crisisi. Ah, dar s-a oprit. În mâna mea s-a oprit. Că vedeți? Vedeți de ce nu fac eu sex? Behăitul caprelor este unul dintre cele doar două sunete naturale care nu produc ecou. Câinii lată să audă ecou și capra e la modul. Eu de ce n-am? Eu de ce n-am? Și dacă behăi și oaia și behăi și capra. Nu știu ce ai zis, dar sunt total de acord cu tine. Tu la ce te gândești, Liliana? Cum crezi eu că este? Eu cred că e roșie. De ce? De ce te face să crezi că e roșie? Mie și-mi place mult culoarea asta. A, păi da, e roșie. Să nu tăia asta, să la montaj, că am dat eu bine.